Dinamo a retrogradat. Nu mai este o știre acest lucru și probabil că te-ai obișnuit cu ideea că un club important precum Dinamo București va trebui să joace la matineu, cum se spune, din sezonul viitor. Nu este nici primul, nici ultimul club de tradiție din lumea asta care trece printr-o retrogradare, la alții a fost mai grav și s-a lăsat cu falimente și au fost nevoiți să o ia și mai de jos, dar acum ține de cum va fi gestionat acest lucru de către conducerea clubului și suporteri. Însă scopul acestui clip este să ne aducem aminte de performanțele echipei Dinamo și evident că ne vom folosi de FIFA pentru a face treburile așa cum știm mai bine. În sezonul 1983-84, Dinamo București a avut cea mai mare performanță la nivel european, fiind prima echipă românească ce ajunge într-o semifinală de Cupa Campionilor Europeni sau Champions League pentru cei mai tineri. Pe parcursul competiției au eliminat un nume greu precum Hamburg, echipă ce la acel moment era deținătoarea trofeului, iar în semifinale au întâlnit echipa ce avea să câștige Cupa Campionilor Europeni în acel sezon, și anume FC Liverpool. Vă propun să ne întoarcem în timp cu ajutorul acestui patch interesant pentru FIFA 21, despre care poți găsi mai multe detalii în descriere, și să vedem dacă măcar în acest joc Dinamo poate face mai mult în fața cormoranilor. O să-mi iau vocea de Cristian Țopescu și vă propun să mergem pe 11 aprilie 1984 pe stadionul Anfield din Liverpool. Cele două echipe își fac apariția pe gazon pentru prima manșă a semifinalei, contând pentru Cupa Campionilor Europeni. Stadionul Anfield este arhiplin și așteaptă să-i vadă la lucru pe cei 22 de jucători. De la Liverpool nu lipsesc Ian Rush și Kenny Dalglish, jucători ce merită să ajungă icons dacă cineva va lansa vreodată un joc video dedicat sportului rege. Dinamo aliniază cel mai bun 11 pe care l-am găsit în acest patch, habar n-am ce înseamnă acest cuvânt patch, dar așa mi s-a transmis din studio. Îi vom vedea pe Rednic, Ioan Andone, Augustin, Orac sau Țălnar gata să reprezinte culorile clubului și patria mamă România. Da, nu mi-ese, așa că revenim la normal. Prima minge aparține cormoranilor și start în această primă manșă a semifinalei. Dinamo construiește un prim atac, mingea ajunge la Mulțescu, care nu-l bate pe Grobelar. Ce șansă ratează dinamoviștii de a deschide scorul aici pe Anfield. Revedem șutul lui Mulțescu și parada senzațională a lui Bruce Grobelar. Foarte, foarte bună intervenția. Dinamoviștii rămân în atac, minge foarte bună pentru Orac. Să vedem ce face Orac, centrează sau șutează, doar el știe. Mingea rămâne la dinamoviști, Orac din nou cu un dribling superb, intră în careu. Să vedem ce decizie ia, minge pentru Mulțescu, dar n-ai cum să-l bați pe Grobelar așa simplu. Iată că și cormoranii știu să atace, mingea ajunge la Whelan. Whelan controlează bine balonul, este întâmpinat de Rednic, nevoit acum să se întoarcă până la Kennedy, care aruncă această minge, dar Ion Marin este la post, fără probleme pentru dinamoviști. Dinamoviștii reau atacurile, mingea ajunge la Orac, ce pasă bună pentru Custov, acesta intră în careu, dar șutul său este doar în fundașul lui Liverpool, obține un corner la o fază ce putea să însemne mai mult pentru Dinamo, trebuie să se mulțumească însă cu această lovitură de colț. Custov se pregătește să execute acest corner și o face destul de bine! Andone este cel care rea cu capul acolo dintre fundașii cormoranilor și n-a făcut-o deloc rău, iată. Se desprinde foarte bine, însă nu reușește să cadreze. Fază prelungită de atac a cormoranilor, mingea ajunge la Rush. Rush trece foarte simplu de Ion Marin, pasează pentru Sami Lee și din păcate pentru Dinamo consemnăm deschiderea scorului. Același Sami Lee care marca și în realitate. Atunci era 1-0 pentru Liverpool pe Anfield și așa a rămas scorul. Acum deschide scorul Sami Lee în minutul 21. Atunci o făcea în minutul 26, deci câteva asemănări față de partida pe care Dinamo a disputat-o atunci pe Anfield Road. Dinamo a jucat foarte bine din punct de vedere ofensiv până acum. Mulțescu este în preajma careului, are spațiu, este blocat, dar rămâne la minge. Îi trimite lui Orac și ce ocazie are din nou Dinamo. Incredibil ce paradă reușește din nou Bruce Grobelar.
foarte, foarte bine a trimis Orac aici, dar se pare că portarul lui Liverpool este de nebătut în această seară. Liverpool încearcă un contraatac, să vedem această minge care ajunge la Johnstone. Johnstone în poziție de centrare, trimite mingea în careu, Dumitru Moraru respinge în corner. Dinamo așează acest atac, Mulțescu îi pasează lui Augustin, șut din prima, deviat și se pare că nici așa nu este suficient să-l bată pe Grobelaar. Dinamo forțează egalarea pe acest final de repriză, Mulțescu cu o minge foarte bună pentru Augustin. Augustin în careu așează pentru Custov, șutul lui Custov din nou în blocaj. Mulțescu vine și recuperează, Costel Orac își bate joc de această fază. Șutul său este departe și se pare că acesta este scorul pauzei, 1-0 pentru Liverpool. Dinamo începe repriza secundă din nou în atac, să-l vedem pe Rednic. Rednic îl găsește bine pe Țălnar, Țălnar mai departe pentru Augustin. Augustin este în careu, însă mingea sa este respinsă de Hansen. Moment în care vedem și galeria lui Dinamo. Custov este cel care execută acest corner, o face în zona lui Andone, mingea cade în careu, Augustin rea spre poartă și se pare că este penalti! Penalti pentru Dinamo! Din minutul 59, iată, avem penalti pentru Dinamo, însă trebuie să vedem ce a fost acolo pentru că, sincer, nu mi se pare ceva clar, nu mi s-a părut nici hands, nici fault și nici această reluare nu e bună. Suntem norocoși că FIFA ne lasă să analizăm aceste faze și să vedem ce se întâmplă aici. Se pare că din picior mingea îi sare în mână fundașului, dar dacă ne uităm mai atent, pare că nici măcar nu-l atinge. Voi ce credeți, a fost sau nu penalti la această fază? Ionel Augustin este față în față cu Grobelaar, moment important, se apropie de minge și 1-1, gol Dinamo! Gol Dinamo pe Anfield! Un gol ce poate să cântărească foarte mult în economia acestei duble pentru că se aplică regula golului în deplasare. Moment frumos pentru Dinamo 1984. Revedem execuția lui Ionel Augustin care trage eficient pe mijlocul porții. Asta este cel mai important în acest moment. 1-1 pe Anfield. Dinamo revine. Liverpool are un corner, minge trimisă înalt în careu, resping însă foarte bine dinamoviștii, pericolul continuă, dar Moraru reține și scăpăm de un moment foarte greu. Dinamoviștii stau foarte sus în aceste momente, Țălnar combină cu Augustin, ce șut prinde Augustin, dar Grobelaar este din nou la post. Incredibilă ocazie, iată ce intervenție are din nou Grobelaar. Minutul 81, Cornel Țălnar, iată, controlează bine și îl găsește pe Augustin. Acesta trebuie să țină de minge. Pasă bună pentru Turcu, un călcâi foarte bun și să vedem, nu! Nu se poate așa ceva, dublă ocazie pentru Dinamo. Am avut o primă manșă interesantă, iar scorul final rămâne 1-1. Mergem însă la București cu speranțele golului marcat în deplasare. Suntem pe stadionul 23 august din capitală, unde peste 60.000 de suporteri așteaptă o mare performanță din partea dinamoviștilor. Mai au de îndurat 90 de minute pentru o finală de Liga Campionilor, măcar în FIFA, dacă altfel nu se poate. Totuși au în față un adversar redutabil, dar golul marcat pe Anfield poate fi decisiv în economia acestei calificări. Prima minge aparține dinamoviștilor și start în acest retur de semifinală de Liga Campionilor. Dinamo începe în atac, să-l vedem pe Mulțescu, îi trimite lui Țălnar, jotul lui Țălnar! O primă mare șansă, din nou Grobelaar este la post. Costel Orac foarte bine în partea stângă, în preajma careului, minge trimisă în centru, jotul lui Custov! Din nou Grobelaar la post, însă să recunoaștem, Custov n-a tras atât de bine. A tras pe centru porții, o minge așezată aici foarte bine de Ionel Augustin și din nou Grobelaar se remarcă. Custov este cel care va executa acest corner, minge trimisă în careu, Andone rea periculos, ce ocazie! Mingea revine și ce gol! Ce gol! Ce gol marchează Ioan Andone, incredibil! Incredibil această reușită de zile mari a fundașului dinamovist! Andone este mare și la propriu și la figurat, iată ce inventează aici!
Incredibilă această reușită, iar face invidioși pe Ronaldo, pe Ronaldinho, incredibil, absolut genială execuția. Și ca să ne convingem de skill-ul lui Andone, iată cum glezna lui ocolește fundașul, așa ceva doar în FIFA, dragi prieteni. Scapă dinamoviștii de această fază, Mulțescu-l găsește pe Orac, Orac din nou scapă foarte bine în partea stângă, minge în centru pentru Mulțescu, șutul lui Mulțescu, însă este departe de data asta. Ratează complet execuția, dar nu-i nimic, Dinamo este în avantaj, este în avantaj pe tabelă și chiar și jocul îi merge foarte bine. Prima repriză se încheie aici pe stadionul 23 august, îl avem în prim plan pe omul acestei reprize, Ioan Andone, după un gol senzațional. Dinamo în avantaj, 1-0 la pauză cu Liverpool. Costel Orac acum, ce noroc are la această fază, se duce lansat către poarta lui Grobelar, alege șutul, îl întinde pe Grobelar, dar poate era mai indicat o pasă, era Augustin acolo în centru, o nouă mare șansă pentru Dinamo. Liverpool nu mai are ce pierde în aceste momente și se aruncă în atac, să-l vedem pe Willian. Willian găsește centrarea și tremurăm la această fază. Minge trimisă de Walsh cu capul, însă nu a reușit să controleze lovitura. Iată, mingea se duce peste poartă, ocazie mare. Cormoranii recuperează sus, Walsh acum la minge, îi pasează lui Johnstone, acesta poate centra, o face și din păcate asistăm la golul egalizator marcat de Warg. Fundașii dinamoviști au visat la această fază, Lica Movile era lângă el, însă este prea scund, n-ai cum să te apere așa. Andone sau Ion Marin trebuia să fie acolo. Iată că Liverpool n-are nevoie de mult să marcheze, iar în acest moment, la acest scor, vom avea prelungiri dacă cele 90 de minute se vor termina așa. Nici Moraru, iată, nu are ce să facă. Mingea trece pe lângă el și este 1-1 din minutul 73. Liverpool marchează. Dinamo se întoarce în atac, nu mai are ce să facă în aceste momente, minge pentru Orac, Orac în careu, să vedem ce reușește să facă, se întoarce acolo și încearcă, dar nu reușește să trimită în fața porții. Dinamo simte că poate să încheie acest meci victorioasă, simte că poate să dea lovitura pe acest final. Minutul 80, Țălnar este cel care execută acest corner, minge în careu, Andone! Mingea trece peste poartă, puțin i-a trebuit lui Andone să reușească să pună această minge în vinclu, să ne reamintim ce gol senzațional a marcat în prima repriză. Cele 90 de minute se încheie aici, nedecis, la fel ca pe Anfield, 1-1 între Dinamo și Liverpool, avem prelungiri și, de ce nu, poate lovituri de departajare. Viorel Turcu acum la minge, să vedem ce reușește să facă, o pasă foarte bună pentru Țălnar. Țălnar intră în careu și șutul lui Țălnar, în cross, nu-l bate pe Grobelar. Dinamo rămâne bine la această minge, Movil acum, Movilă pasează în centru pentru Viorel Turcu, din nou șansă incredibilă pentru Dinamo, dar ce paradă are Grobelar, o zi senzațională prinsă la fel ca pe Anfield și Grobelar este de netrecut. Momente bune pentru Dinamo, ce are atac după atac, să-l vedem pe Viorel Turcu încă o dată, foarte bună pasa pentru Yamand, Yamand din careu, ce șansă ratează din nou Dinamo. Șutul său la colțul scurt nu-l bate pe Grobelar, însă mi s-a părut cam moale acest șut. N-avea cum să-l bată pe Grobelar, care oricum este într-o zi senzațională. Dinamo s-a retras foarte mult la această fază, probabil că nu-i mai ajută benzina. Kennedy minge pentru Rush, Rush în careu, scăpăm de o fază incredibilă, ce ocazie are Liverpool. Iată că și prima repriză de prelungiri se încheie tot cu 1-1. Dinamo mai are resurse să combine frumos, Yamandi acum minge foarte bună pentru Turcu, Turcu față în față cu Grobelar, n-ai cum să ratezi așa ceva, incredibil. Cormoranii recuperează sus această minge, care în cele din urmă ajunge la Neal, centrarea lui Neal, nu se poate așa ceva, nu se poate, cum vine Ian Rush acolo și deviază în poartă. Din minutul 119 este 2-1 pentru Liverpool și visul unui stadion întreg se spulberă. Revedem faza și cât de simplu este aici pentru Neal să centreze, dar ce deviere reușește Ian Rush, care își merită rolul de icon în acest joc. Iată cât de bine vine Rush aici și deviază în poarta lui Moraru. Din păcate, Dinamo nu reușește să reziste și este 2-1 pentru Liverpool. Nu mai e nimic de zis, prieteni, din păcate Dinamo, ca de fiecare dată, nu reușește să țină de un rezultat, nu reușește să facă pasul către marea performanță.
Viorel Turcu aici ia o acțiune pe cont propriu. Viorel Turcu se descurcă foarte bine. Viorel Turcu, gol! Gol, gol, gol Dinamo, care mai are o șansă. Iată că prelungirile prelungirilor aduc egalarea pentru Dinamo. Ce final nebun avem, prieteni, ar mai fi un minut să vedem dacă arbitrul va mai lăsa câteva secvențe suplimentare. Revedem această fază superbă reușită de Viorel Turcu. Să ne amintim ce ocazie a ratat mai devreme singur cu Grobelar, dacă marca atunci cum era. Totul pe atac acum pentru Dinamo, dar Liverpool reușește să recupereze la mijlocul terenului, moment în care arbitrul pune capăt. S-a terminat 2-2 meciul și Liverpool face pasul în finală, la fel ca în realitate reușește să se califice. Dinamo a fost la câteva secvențe de o mare performanță. Bine măcar că nu am pierdut acest meci. Din păcate Dinamo nu se califică, prieteni, dar a fost un experiment foarte frumos, mi-a plăcut să-l fac și dacă v-a plăcut și vouă, aștept să vă abonați, aștept să lăsați un like la acest clip și până data viitoare nu uitați să mi lăsați în comentarii sugestiile voastre cu ce alte echipe vreți să mai facem experimente.